Bună din nou și bine ați revenit la un nou videoclip! Astăzi vom vorbi despre Ernest Hemingway, nu el, ci adevăratul Ernest Hemingway, acel Ernest Hemingway, un autor de care știți deja că mie îmi place foarte mult și cărțile pe care le-am citit de la el, deși nu foarte multe, se numără cumva, au ajuns foarte rapid în topul cărților mele preferate. După săptămâna asta, când am făcut mult research asupra lui Hemingway, cumva admirația mea pentru el a crescut și mai mult. Admirația mea pentru el ca autor, ca artist, ca scriitor a crescut mult mai mult decât mă gândeam vreodată că ar putea crește. Firește, de la bun început putem deschide o întreagă discuție despre Hemingway omul versus Hemingway autorul, dar credeți-mă că ce urmează să ascultați bate orice fel de imaginație, în orice fel, ascultați! Practic, povestea mea cu Hemingway a început în cel mai clasic mod al unui student de la limbi străine și anume a fost una dintre lecturile obligatorii pentru un curs din anul 3 de la facultate. Atunci știu că am avut de ales între a citi The Sun Also Rises și The Old Man and the Sea și am avut un seminar și un curs despre el și despre viața lui. De atunci mi-a plăcut, mi s-a părut interesantă viața pe care a trăit-o și o să vorbim imediat despre asta, dar știu că în momentul în care m-am apucat să citesc The Old Man and the Sea, nu am fost foarte impresionată, așa că am lăsat-o gândindu-mă că poate The Sun Also Rises îmi va plăcea mai mult. A devenit una dintre cărțile mele preferate. Dacă ar fi să fac un top 5 al cărților pe care le-am citit vreodată, The Sun Also Rises este acolo cu siguranță. Și de atunci a început tot interesul meu pentru Hemingway. Hemingway, care este unul dintre cei mai mari și cei mai importanți autori de limba engleză din istorie, cred, și multă lume l-a considerat cel mai mare autor pe care l-a dat America după Mark Twain și nu știu dacă cineva a reușit să-l întreacă de atunci. Practic, motivul principal pentru care este într-atât de lăudat este stilul lui de scriere, care este extraordinar de simplu. Dacă până atunci lumea mergea pe tot ce înseamnă zorzoane, înflorituri, metafore, vine Hemingway, care practic îți rescrie tot ce știam noi despre literatura de calitate înainte. Propoziții foarte scurte, propoziții foarte dure, lucruri despre care oamenii poate nu ar fi vrut să citească în cărți, dar pe care el le scotea la înaintare. Despre multe cărți de ale lui, atât publicate cât și nepublicate, s-a scris că nu se pot publica pentru că sunt într-atât de îndrăznețe încât nu e prea mult pentru era respectivă. Care este era? Plin secol 20. S-a născut fix la final de secol XIX, în 1899, și, din păcate, și-a luat viața undeva pe la începutul anilor 60, 61-62. Dar în acești 60-62 de ani a trăit probabil mai mult decât trăiesc mii de oameni luați la oaltă în vieți mult mai lungi de atât. Practic, viața lui de la început a fost marcată de diferit și a fost marcată de moarte, din păcate, pentru că el făcea parte dintr-o familie ciudată oricum. Mama lui a fost destul de rece, din câte am înțeles, în sensul în care mereu și-a vinovățit familia că ea a trebuit să renunțe la visul ei de a fi cântăreață de operă, dacă nu mă înșel, pentru familie, și mereu a simțit distanța asta pe care ea a impus-o și vina pe care a impus-o celor din jur. Într-atât de mult încât tatălui, de exemplu, a ajuns să-și ia singur viața niște ani mai târziu. Toată familia era foarte disfuncțională din multe puncte de vedere și Hemingway, deși a continuat să-și întrețină mama mult după moartea tatălui lui, a considerat-o mereu o scorpie, o nerocită și persoana care le-a distrus tuturor viețile. Ce este ironic este că fiii lui, cei trei fii pe care i-a avut, sau cel puțin o parte din ei, au cam spus același lucru despre el când el avea 50-60 de ani. Este o scrisoare pe care unul dintre băieții lui i-a scris-o, care este absolut îngrozitoare, în care îi spune cât rău le-a făcut, de fapt, celor din familia lui pentru acest preț al celebrității. Preț al celebrității pe care l-a căutat de la început, de la începutul vieții, și pe care l-a găsit mai mult decât
probabil orice alt autor în viață. De când era tânăr, începuse să construiască această personalitate a lui, această persona, de fapt, pentru că inventa foarte multe, spunea că făcea lucruri pe care de fapt nu le făcuse, înflorea destul de mult despre propria viață pentru a fi mai interesant pentru cei din jur. A căutat pericolul de la început și, deși nu avea voie să meargă la război din motive medicale, a căutat războiul, pentru că în primul război mondial era fix la vârsta aia de 18-19 ani, în care practic cauți această aventură și vrei să simți că faci parte din ceva mai măreț. A găsit războiul, l-a găsit în Italia și ăla a fost probabil primul lui contact, într-adevăr, cu o serie de războaie pe care l-a prins de-a lungul vieții. Odată cu Italia s-a deschis ceea ce eu numesc, și probabil nu sunt singura, acel Hemingway care, scuzați-mi engleza, este larger than life. Fiind atât de aproape de moarte și căutând mereu adrenalina pe care ți-o dau astfel de contexte, el a devenit, din băiatul simplu, din familia disfuncțională, s-a transformat efectiv în această personalitate larger than life. Și asta s-a văzut în cam tot ce a făcut, de la cum îți crea cărțile, căutând întotdeauna propoziția perfectă, propoziția adevărată, cea care va transmite viața mai departe, până la toate iubirile pe care le-a avut, care mereu au fost extraordinar de intense. M-am uitat acum la un documentar din care practic reiese că voia să se căsătorească cu fiecare femeie care îi strânea interesul. Într-adevăr, a avut 3 soții, legitime cel puțin, și alte câteva aventuri care și-au pus amprenta extraordinar de tare pe opera lui. Dar haideți să vorbim un pic și despre opera lui și să vă port un pic prin viața lui Hemingway de-a lungul operelor sale. Imediat după Italia s-a mutat la Paris cu proaspăta lui soție Hadley Richardson, dacă mai țin bine minte, o femeie care și-a dedicat tot ce avea și-a dedicat vieții lui Hemingway. De la propriile interese, la propria viață, la propria avere a familiei, totul a fost pentru el și pentru opera lui. Am postat și pe Instagram o descriere pe care Hadley a făcut-o, care mi se pare absolut minunată, în care spunea că erau atât de multe fațete în Ernest Hemingway încât sfida geometria. În vremea Parisului a avut norocul de a se învârti în cele mai elitiste, intelectuale și creative cercuri la care vă puteți gândi, de la Fitzgerald, la Gertrude Stein, toată lumea bună era la Paris în anii 20. Și Gertrude Stein spune că secolul al 20-lea se întâmpla la Paris în perioada aia. Și aia a fost perioada în care el a început să descopere lumea și mai mult. A mers în Spania, a devenit mare fan al luptelor de coridă și asta a dat naștere primului lui roman, nu povestiri, care a fost extraordinar de bine primit. Mai publicase înainte povestiri, dar The Sun Also Rises, publicat la noi la Polirom ca Fiesta, a fost acel breakthrough de care el avea nevoie și care l-a propulsat automat în toate topurile și toată lumea a început să vorbească despre el. Era cumva perioada propice, pentru că, așa cum am zis, totul părea să meargă în favoarea lui, de la prietenii cu care umbla, la experiențele pe care le avea, la stilul pe care și-l tot crea consumând foarte multă artă, totul era perfect. A scris The Sun Also Rises, de care v-am vorbit mai devreme, pe care o vă recomand cu toată căldura, mai ales dacă sunteți la început de Hemingway. Mi se pare o introducere perfectă în opera lui și este foarte ușor de urmărit și te prinde foarte, foarte mult despre o gașcă de prieteni care participă la un festival de coridă undeva în Spania. Personajele sunt foarte faine, stilul este foarte fain, de la început până la capăt este absolut minunat. Dar ca de fiecare dată când ai un succes fabulos, evident, toată lumea începe să aibă pretenții foarte mari de la tine. Și ce am aflat apoi explică extraordinar de multe. Eu am citit vreo 5 cărți scrise de el, printre care și o cărticică mică, 2 secunde vă arăt, și anume aceasta, Puhoaiele primăverii, care mi s-a părut o mizerie, sincer vă zic. Cred că a fost a doua carte pe care am citit-o de la el după The Sun Also Rises
Și mă gândeam, ce, Doamne iartă-mă, citesc, ce este prostia asta? Și citind mai multe despre el, am aflat că această carte, de fapt, a fost scrisă special prost, ca el să poată să iasă dintr-un contract pe care l-avea cu o editură de care nu era mulțumit. Așadar, asta, nu, doar dacă vreți să vă amuzați, este o satiră adresată lui Sherwood Anderson. Nu. Cam mai apoi însă, Hemingway, cel pe care îl știm acum și pe care toată lumea laudă și iubește, să revină la finalul anilor 20 și în 29 cu o carte care probabil îi va dicta tot parcursul vieții, și anume A Farewell to Arms. Mare parte din acea generație de artiști, numită de Gertrude Stein The Lost Generation, a fost foarte marcată de Primul Război Mondial, evident, și mulți dintre ei scriau despre război și mulți dintre ei aveau traume cauzate de război, și A Farewell to Arms, în contextul politic de atunci, a fost probabil exact ce avea lumea nevoie, ce avea Hemingway nevoie și ce avem noi nevoie acum ca cititori ani mai târziu. A Farewell to Arms o găsiți evident la noi tot la Polirom, unde este seria de autor a lui Hemingway. Eu am citit-o și recunosc că asta nu mi-a plăcut la fel de mult ca altele, pentru că nu cred că am avut răbdare cu ea. Aș vrea să citesc și pentru cine sună clopotele, să văd cam care ar fi comparativ părerea mea. Ăsta cred că i-am dat 4 stele din 5, dacă mai țin bine minte. O carte foarte bună, dar pentru mine nu a fost la fel de faină ca altele pe care le-am citit și de care o să vă povestesc imediat. O carte despre război, o carte despre experiențele personale în mijlocul războiului și o carte care combină extraordinar de frumos, într-adevăr, stilul ăsta foarte scurt, foarte fragmentat, foarte simplu, cu niște trăiri extraordinar de profunde. O carte despre război și o carte despre lupte, atât pe front cât și lupte interioare. Foarte bună, și dacă vreți să citiți o carte mai serioasă decât The Sun Also Rises, cu siguranță este de citit. Între timp s-au întâmplat multe în viața lui Hemingway. El oricum lucra ca jurnalist și era corespondent străin, cum ar veni, era trimis în diferite țări pentru a raporta diferite evenimente importante. Dar și în viața lui se întâmplau tot felul de chestii, printre care faptul că el s-a îndrăgostit de a doua lui soție, de Pauline, și efectiv a șters cu buretele tot ce făcuse Hadley pentru el, pentru a merge cu această a doua poveste de dragoste foarte intensă. Unde intervin toate acele probleme pe care Hemingway omul le cauzează sunt fix în zona asta personală, pentru că el le voia pe ambele. O voia și pe Hadley, o voia și pe Pauline. Evident că nu putea să le aibă pe amândouă, și Hadley a făcut o chestie extraordinară din punctul meu de vedere. I-a zis, dacă tu nu te întâlnești cu Pauline timp de 100 de zile și la finalul celor 100 de zile tot mai vrei să fii cu ea, îți acord divorțul. Și așa a fost. Din păcate, a mers mai departe, a trecut mai departe, cumva lăsând în urmă tot ce făcuse Hadley pentru el. În cele din urmă a ajuns să lase în urmă tot ce a făcut și Pauline pentru el, pentru că nu... În cele din urmă a ajuns să lase în urmă tot ce a făcut și Pauline pentru el și a mers la următoarea soție și apoi a lăsat-o și pe ea în urmă și a mers la următoarea parteneră pe termen foarte lung. Există persoane care susțin că pentru fiecare carte importantă pe care el a scris-o există câte o soție nouă. Și asta oarecum e de înțeles din prisma dorinței de aventură și din prisma dorinței de nou și din prisma dorinței de inspirație. Dar asta probabil, adică sigur, nu scuză, din păcate, modul în care se debarasa de femeile astea odată ce altcineva îi strânea interesul. Evident, sigur, lucrurile nu sunt atât de simple precum le portretizează lumea acum. Probabil relațiile alea chiar aveau niște probleme, dar este un oarecare consens cu privire la modul în care trecea pur și simplu mai departe, simțind cu aceeași intensitate lucruri noi pe care le simțise și pentru precedentele iubiri. Este o carte care mie mi-a plăcut extrem de tare, se numește Iubirile lui Hemingway și o găsiți la Humanitas. Tot la Humanitas, apropo, se lansează, sau tocmai s-a lansat, o biografie a lui Hemingway. Deci dacă vreți să citiți mai multe despre el,
ceea ce vă super încurajez să o faceți, mergeți la Humanitas pentru operele lui Polirom, pentru viața lui Humanitas. Viața lui care, așa cum am zis, a ajuns să fie ultra interesant. Nu numai că a prins din punct de vedere cronologic toate războaiele mari, dar a și fost implicat în toate războaiele mari. Primul război mondial, în Italia pe front, al doilea război mondial, în Anglia, corespondent de război, și era foarte activ pe front, adică nu se ducea doar să raporteze, ci efectiv era cu grenade, pistoale și mai știu eu ce. Războiul civil din Spania, unde a stat și a raportat și de acolo, cumva mereu era în preajma pericolului și mereu era acolo unde se întâmplau cele mai intense lucruri. Nu cele mai frumoase, nici pe departe, dar senzația asta de căutăm locurile unde se întâmplă lucruri. Asta evident că i-a alimentat extrem de mult, odată, romanele și colecțiile de povestiri, printre care și Pentru cine sună clopotele și multe altele, dar în tot tumultul ăsta se crea o personalitate din ce în ce mai mare. Nu știm, sau eu cel puțin nu știu cât din personalitatea asta era într-adevăr Hemingway omul, dar era, de când era în viață, aproape un cult în jurul lui. Toată lumea voia să fie în preajma lui, el voia să fie înconjurat de oameni tot timpul, toată lumea scria despre el, el scria despre toată lumea, chit că poate nu mereu, de fapt chiar rar, a fost drăguț cu oamenii respectivi. Au fost destule persoane care au susținut că nu era neapărat cel mai prietenos, că era oarecum impulsiv, că cel puțin pentru femeile din viața lui era oarecum abuziv din punct de vedere verbal și nu numai, zică-se. Dar oricum era acest om larger than life. Ce este atât ironic cât și foarte trist din anumite puncte de vedere este impactul pe care lucrurile astea l-au avut asupra lui. Odată că fiind în toate contextele astea, poate e oarecum de înțeles faptul că abuza de alcool destul de mult, era destul de bețivan, din păcate. Și în același timp, ce mi se pare ironic este faptul că, în ciuda faptului că nu avea grijă deloc de el, nici de corpul lui, nici de situațiile în care se punea și căuta riscul ăsta, mereu i se întâmplau lucruri aiurea, nu știu, a avut o serie lungă de contuzii la cap, care s-au întâmplat din cele mai tâmpite lucruri. Au un accident de mașină acolo, două accidente de avioane în două zile consecutive din care a supraviețuit, ceea ce mi se pare absolut fenomenal, undeva în Africa spre finalul vieții, dar tot felul de lucruri stupide prin care a trecut, de care inițial ziceai că nu sunt mare lucru, dar că au ajuns să-i afecteze foarte tare viața ulterior. Două accidente de avion în două zile consecutive? That's just ridiculous! Și cumva, în tot timpul ăsta, el continua să fie acest pugilist care vâna antilope și pescuia în mări și oceane și mai știu ce, își crease și își menținea această personalitate absolut uriașă. Dar în tocmai această personalitate absolut uriașă va ajunge să-i fie finalul, de fapt, pentru că odată că tot abuzul ăsta de alcool s-a văzut la un moment dat, bea extrem de mult, atât de mult încât ultima lui parteneră l-a amenințat de foarte multe ori că va pleca dacă nu va înceta cu băutura, dar, mă rog, nu a părut să conteze foarte mult. S-a lăsat, zică-se, pentru o perioadă scurtă, pentru o puștaică de 18 ani, pe când el avea vreo 50, pe care o cunoscuse undeva în Italia și de care s-a amorezat el foarte tare, dar oricum continua abuzul ăsta extrem, extrem de mult de alcool. Asta combinat cu toate contuziile pe care le-a avut și cu toate daunele la cap pe care le-a avut din pricina acestor contuzii, combinat cu ce probabil a fost și un sindrom de stres post-traumatic prin câte a trecut el, i-a afectat creierul extrem de mult. Și spre finalul vieții, deja lucrurile au început să escaladeze foarte mult. În ideea asta de tot ce însemna depresie, episoade psihotice, paranoia și ca să încheiem așa totul, pentru că suferea de toate lucrurile astea, abilitatea lui de a scrie suferea din ce în ce mai mult.
Pentru că, de exemplu, în tratamentele psihiatrice pe care le-au făcut, i se administrau electroșocuri, pentru că așa era terapia la vremea respectivă, în fapt ce îi cauza probleme de memorie, ceea ce cauza probleme de descriere, de vorbire, nu mai vedea foarte bine, nu mai auzea foarte bine. Și este pe YouTube, dacă o să-l găsesc, o să las un link mai jos, un interviu îngrozitor de dureros, dacă mă întrebați pe mine, din momentul în care el a acceptat, sau mă rog, imediat după ce a primit premiul Nobel pentru literatură, în care citea de pe foi răspunsurile la întrebări și citea inclusiv virgulele, adică zicea ceva de genul: niciodată nu mă gândesc la titlurile romanelor mele, virgulă, la 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 la, adică le pronunța, virgulă, punct și tot așa. A fost groaznic și este o perioadă foarte greu de urmărit până și din afară, să vezi cum un colos, efectiv un tip care și-a construit personalitatea pe tot ce înseamnă masculinitate, virilitate, putere, efectiv se destramă. Și a fost într-atât de mult pentru el toată decăderea asta, toată destrămarea asta, încât la un moment dat efectiv n-a mai suportat și în 61 sau 62 și-a pus capăt zilelor. Și ce mi se pare foarte interesant acum, uitându-ne înapoi și știind ce știm acum și având discuțiile pe care le avem acum, este exemplul tipic de om și mai ales de bărbat, din păcate, care pune o fațadă de o putere extraordinară, de o masculinitate, o virilitate care îl definește în totalitate, dar care, de fapt, sau în spatele căreia, de fapt, se ascunde multă dramă și din copilărie și și mai recent, trebuie să fi fost și mult sindrom de stres post-traumatic acolo, luând în calcul toate lucrurile prin care a trecut, multe schimbări, toată intensitatea asta a sentimentelor, ceva acolo, combinat cu abuzul de alcool, combinat cu toate rănile pe care le-a avut la cap, nu aveau cum să nu se destrame la un moment dat. Și, din păcate, până să se destrame, toate astea s-au revărsat asupra familiei lui și asupra oamenilor foarte apropiați lui. Pentru că, pentru toată lumea, era un superstar, era un rockstar al vremurilor de atunci. Oamenii veneau inclusiv la casa lui din Cuba să-l vadă. Și, din afară, era wow. Dar, cel puțin în ceea ce privește familia lui, toată intensitatea asta a vieții lui s-a răsfrânt destul de urât, din câte am înțeles. Oricum ar fi, operele lui probabil vor rămâne în canon și în istorie sute de ani de acum încolo. Știu că sunt întregi discuții despre cum canonul are preponderent, din păcate, bărbați albi de 30-40 de ani, dar haideți uneori să-i mai dăm și cezarului ce al cezarului. Și mi se pare că ar trebui să includem mai mulți oameni în canon, nu să excludem alții. Pentru că am văzut destui booktuberi și mor când îi aud, care spun că refuză să citească cărțile Orwell, Hemingway, Fitzgerald pentru că nu sunt inclusive enough, pentru că fac parte din prototipul ăsta de bărbat alb american, scriitor de limba engleză, care e peste tot. Dar dacă omul chiar a scris bestial, de ce să nu fie? Da, nu știu, eu vă încurajez fabulos de mult să-l citiți. O altă carte care mie mi-a mai plăcut foarte, foarte tare este A Movable Feast, pe care o vedeți aici. Este o colecție de povestiri scrisă la bătrânețe, mă rog, bătrânețe, când avea 60 de ani, despre viața lui din Paris, absolut minunată. Ce mi-a mai plăcut de la el, tot așa, o colecție mică, Men Without Women, și mai am aici o colecție de povestiri, The First 49 Stories, a lui Ernest Hemingway, pe care am citit-o pe sărite, deci nu le-am citit pe toate. Și acum îmi doresc extraordinar de mult să mă întorc la Bătrânul și Marea, la The Old Man and the Sea, pe care am găsit-o și PDF pe net, dacă căutați, cel puțin în limba engleză. A fost o experiență minunată săptămâna asta pentru mine personal, să văd documentare despre el, să citesc lucruri despre el, și
mi-a întărit și mi-a crescut și mai mult admirația față de artistul Hemingway. Acum, de când a apărut documentarul cel mai recent, evident că și Hemingway intră în cancel culture pentru că a fost un bețivan care își abuza nevestele, firește, dar, nu știu, mi se pare că totuși, la un moment dat, trebuie să tragem o linie între operă și artist. Nu să scuzăm lucrurile pe care le-a făcut, în niciun caz. Nici să aruncăm la gunoi mii de pagini de literatură fabuloasă doar pentru că nu se mai încadrează în standardele noastre actuale. Sure, putem să judecăm, dar haideți să apreciem ce e de apreciat. Eu cred că voi avea o iubire foarte mare pentru Hemingway. Am avut, din moment ce mi-am botezat motanul după el, dar acum este și mai mare și sunt foarte recunoscătoare pentru săptămâna asta și că am reușit să aflu mai multe despre el în felul ăsta. Sper că v-a plăcut și vouă clipul ăsta și sper că v-am strânit interesul dacă nu ați citit nicio carte de-a lui până acum. Vă încurajez extrem, extrem de mult să o faceți și mi-ar plăcea mult să-mi spuneți în comentarii dacă ați citit ceva de el, cum vi s-a părut. Dacă v-a plăcut clipul, dați un thumbs up și noi ne vedem săptămâna viitoare cu un alt clip, dar până atunci ne tot auzim pe Instagram. Până una alta însă, citiți lucruri faine, faine, faine și noi ne vedem în curând. Bye!